O ie și un nai. Iată cu ce așteaptă fanii în București pe artiștii de la Roxette. Mary și Per vor susține mâine un concert într-o zi specială pentru ei. Chiar luni, solista împlinește 53 de ani. Admiratorii vor să cânte împreună cu ea How Do You Do sau It Must Have Been Love, melodii pe care le știu pe de rost. La rândul ei, Mary a cerut flori, vinuri alese și bere românească. Înainte ca trupa Roxette să concerteze la București, pregătirile sunt întoi. Scena a fost deja ridicată, iar la zidul de protecție fonică înalt de 8 metri se muncește încă. Acesta va avea o lungime de 100 de metri și va fi montat în zona caselor, astfel încât locuitorii să nu fie deranjați de sunetul puternic din timpul concertului. În plus, organizatorii se străduiesc să cumpere tot ce au cerut membrii trupei. Ne-a cerut în mod deosebit să umplem toată zona de backstage cu flori și cu lumânări parfumate care sunt preferatele solistei. Ne-au cerut în mod deosebit lapte, sunt vreo 36 de litri de lapte trecuți în rider, brânzeturi, vinuri foarte sofisticate și bere românească. Pentru concertul de mâine au început deja să sosească la București fani Roxette din toată lumea. Where are you from? From Italy. Why are you here in Romania? For Roxette. It's going to be a very big concert in Bucharest and it's also Marie's birthday, so it's the perfect occasion. Iar cei din România vor ca solista trupei care își sărbătorește ziua de naștere la București să se bucure de un tratament privilegiat. I-au cumpărat o ie și îi vor cânta la mulți ani. Am luat-o special cu neacră lungă care... modelul, e tradițional românească și am luat-o la Muzeul Țăranului Român și sperăm să o și poarte pe scenă. Asta e pentru Per, să-l inspirăm, poate cântă, n-ai tradițional. Membrii fanclubului au și câteva sfaturi pentru cei care vin la concert. Toți fanii să-și dea cojă neagră pe unghii. De ce? Per și Marie mereu apar pe scenă, cojă neagră pe unghii. Se mai găsesc bilete pentru concertul de luni, dar foarte puține și doar la tribună și la zona Golden VIP. Cele de la gazonul A, deși au fost suplimentate, s-au epuizat. Concertul va începe la ora 18 și va avea în deschidere trupa Magnolia și VH2.